Avem o plată la Coca-Cola. Avem data plății, numărul chitanței sus. Așa. Avem data când plătim, data valoare factură, valoare de plată, cât o mai rămas și valoare plătită. Atunci mergem pe calculator. Saga. Da, firma. Da. Mergem la operații. Da, intrări. Căutăm factura de intrare. Scriem. Dublu click. Triplu chiar. Selectăm tot, ștergem și scriem Coca-Cola. Da. Și căutăm factura de 772.17 undeva în data facturii să fie 23.09. Am găsit. Suntem pe ea. Vedem aici valoarea 772 și rest de plată 140. Ca și pe bon. Da? Acum dăm la plată, data de pe chitanță, valoarea de plată, numărul documentului de pe chitanță și aici rămâne selectat casa în lei pentru că este cu chitanță, nu este prin bancă. Accept. Și a dispărut la coloana neachitat. Rămâne 0.